se mântui. Ești pregătit să zbor, când ceasul va suna. Ești pregătit să zbor, când El te va chema. Ești pregătit sau nu, acum e timpul potrivit. Întoarce-te și tu, ca să fii mântuit. Se duce viața ca un nor, pe marele necunoscut, pe oceanul veșnicilor. Atâția au trecut și tu vei trece, nu uita. Depinde cum te-ai pregătit, spre veșnicie vei zbura. În infinit ești pregătit să zbor, când ceasul va suna. Ești pregătit să zbor, când El te va chema. Ești pregătit sau nu, acum e timpul potrivit. Întoarce-te și tu, ca să fii mântuit. Ești pregătit să zbor, când ceasul va suna. Ești pregătit să zbor, când El te va chema. Ești pregătit sau nu, acum e timpul potrivit. Întoarce-te și tu, ca să fii mântuit. Și iată, Domnul va veni cu slavă veșnică pe nor, înconjurat cu zeci de mii, cu îngerii în vor. Ca fulgerul l-a răsărit și orice ochi îl va vedea, și aceia ce l-au răstignit, ore vedeam. Ești pregătit să zbor, când ceasul va suna. Ești pregătit să zbor, când El te va chema. Ești pregătit sau nu, acum e timpul potrivit. Întoarce-te și tu, ca să fii mântuit. Ești pregătit să zbor, când ceasul va suna. Ești pregătit să zbor, când El te va chema. Ești pregătit sau nu, acum e timpul potrivit. Întoarce-te și tu, ca să fii mântuit. Dăm astea care nu știm. Ce spun? Pe cursul în biserică. Ce să spun? Pune pe-a tău telefonul.
Mult întristată familie Veraru, iubiți credincioși, dragi călători de pe drumul scurt al vieții, ne-am adunat în seara aceasta aici ca să plângem cu cei ce plâng, prin prezența noastră să fim o reală mângâiere pentru cei ce varsă lacrimi dintre noi. A plecat
un frate de credință, un stâlp al bisericii, fratele Nicolae Beraru, la o vârstă venerabilă de peste 98 de ani. Dar în același timp suntem aici să-L slăvim pe Dumnezeu Tatăl din Cer, care ne-a fost loc de adăpost de neam în neam. Suntem aici să-L slăvim pe Domnul Iisus, care a înviat dintre morți și este garanția învierii noastre. Și vrem să onorăm pe Duhul Sfânt, care este și Duhul mângâierii. Amin. Amin. Sigur că suntem triști când ne despărțim de cei dragi, dar în același timp purtăm în inimile noastre speranța revederii, crezând din toată inima că nu se termină totul aici, că după moarte, pentru cei credincioși, urmează o altă viață, o viață unde nu vor mai fi lacrimi, nu vor fi dureri. Acolo, în țara lui Iisus, nu vom mai plânge niciodată, o bucurie veșnică ne va încununa capetele. De aceea vrem toți să ajungem acolo, prin credința în Iisus Hristos. Amin. Vă invit să vă ridicați cei așezați, vrem să începem cu rugăciune. Îl invit pe fratele Teodorovici să vină mai aproape de microfon, va înălța o rugăciune către Bunul Dumnezeu, cerând ajutorul Domnului pentru lucrarea din această seară, ca Dumnezeu să binecuvinteze cântările de laudă, Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul ce va fi rostit aici și inimile noastre să fie deschise înaintea Domnului, crezând că doar El este Cel care poate să ne vorbească și în aceste momente grele prin al Său cuvânt. Plecăm capetele pentru rugăciune și prin fratele Teo ne rugăm. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, slăvim numele Tău și Te binecuvântăm chiar și în momentele acestea, Stăpâne, Doamne. Tu ești Domnul și Dumnezeul nostru, în Tine ne încredem, pe Tine Te-am ales și pe Tine Te urmăm, Doamne, și îți mulțumim în seara aceasta. Tu ne-ai adunat în seara aceasta pe fiecare parte, în locul acesta, și îți mulțumim, Stăpâne, Doamne. Ne-ai adus să fim alături de familia greu încercată și îți mulțumim. Îți mulțumim că Tu ești acela care ne strângi, Doamne, la oaltă și la bucurie, dar ne strângi și atunci când vine încercarea peste noi. Îți mulțumim în seara aceasta, Doamne. Te rugăm din toată inima ca Tu să binecuvintezi familia îndoliată, pe cei care au rămas, Doamne. Te rugăm ca Tu să-i binecuvintezi, să-i întărești. Te rugăm ca Tu, Doamne, să-i ajut să treacă peste această încercare și lipsa aceasta care va fi în casă, Doamne, să fie înlocuită de Tine, Doamne. Te rugăm în seara aceasta ca Tu să binecuvintezi pe toți cei care ne-am adunat în locul acesta. Să binecuvintezi pe cei care vor sluji, Doamne. Te rog să binecuvintezi cuvântul care va fi rostit în auzul urechilor noastre în seara aceasta. Să binecuvintezi, Doamne, cântarea de laudă, căci am vrea ca toate lucrurile să fie spre slava și gloria numelui Tău. Îți mulțumim încă o dată în numele Domnului Iisus. Te rugăm să călăuzești Tu toată lucrarea să fie spre slava și gloria numelui Tău și îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Vă îndemn acum, ridicați, să ascultăm al Domnului cuvânt, cel voi citi din a doua Corinteni, capitolul 5, de la versetul 1, cuvinte pe care Apostolul Pavel le-a rostit pentru Corinteni, dar în seara aceasta sunt valabile pentru cei credincioși de aici. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta deci gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că suntem acasă, fie că suntem departe de casă,
căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Dorim în continuare să ne pregătim inimile pentru a asculta al Domnului cuvânt prin frații slujitori care sunt aici. Dumnezeu să binecuvinteze cu mult har lucrarea sa. Dumnezeu să binecuvinteze cântarea de laudă și prin Duhul Sfânt Domnul să-și însoțească lucrarea. Dumnezeu să mângâie în seara aceasta pe sora Iliana. Știm că durerea ei este o durere profundă. Vorbeam astăzi de dimineață cu ea și îmi spunea 75 de ani de căsnicie, câte amintiri se leagă de fratele Nicolae. Dumnezeu să o mângâie și să o binecuvinteze. Dumnezeu să mângâie și copiii care varsă lacrimi pe Geta, Cristina, Vasile, Ionică, Elisabeta, Lidia, Florin și Cristi, cei 28 de nepoți și cei 26 de strănepoți. Dumnezeu să binecuvinteze familia întreagă și pe cei ce suntem aici, pentru că e frumos să fim împreună și în momente de încercare, să fim alături de cei care varsă lacrimi, pentru că nu știm niciodată unde va veni moartea și la ce casă se va opri. Suntem trecători în lumea aceasta și de aceea vreau să vă spun, dragi creștini, pentru acest eveniment major, trebuie să ne pregătim, să ne pregătim cu sufletul pentru întâlnirea cu Dumnezeu, să ne ajute Domnul la lucrul acesta. Corul Bisericii Pentecostale Elim din Șcheia laudă pe Domnul cu o cântare și pentru început rugăm pe fratele Sorin Păduresc din Biserica Pentecostală din Sfântul Ilie să aducă un cuvânt de mângâiere pentru familie. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Yeah.
iubită familie, mult întristată, spun lucrul acesta pentru că mă gândesc la un lucru care, la un cuvânt care mi l-a spus cineva odată, că mama și tata niciodată nu sunt în vârstă. Ei niciodată nu sunt bătrâni. Și de aceea, în seara aceasta, împreună cu toți, ne rugăm ca Dumnezeu să vă mângâie. Dumnezeu să vă aline inimile și lucrurile frumoase care le-ați văzut în tatăl, în bunicul dumneavoastră, în socrul dumneavoastră, să vă rămâie adânci în inimile dumneavoastră și cuvintele care vi le-au spus și binecuvântările care vi le-au adresat El, să rămâie peste viața dumneavoastră de acum și până în ziua când vă veți întâlni cu El. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă gândeam că odată când pleacă mama sau tata sau bunicul, deja ne lipsește o rugăciune din viața noastră. Dumnezeu să vă mângâie și să vă dea mângâierea Lui. Cuvântul Domnului din seara aceasta ne vorbește atât de frumos și ne vorbește tuturor. Nu mai vorbește fratelui Nicolae, ci ne vorbește nouă, cei care suntem în seara aceasta aici. Fratele Nicolae a fost un om care i-a plăcut lucrarea Domnului. Spuneam fratelui Costică, în 2006, când m-am întors eu acasă, m-a luat pe mine și încă un frate și a spus, hai să mergem, să vedem ce mai este acolo în biserica aia. Un om care a avut lucrarea lui Dumnezeu pe inimă și mă rog ca Dumnezeu să scoată în vremea aceasta oameni dedicați pentru lucrarea Lui. Am fost de multe ori în casa aceasta și țin să spun că Dumnezeu de multe ori prin cuvintele care ni le-a spus fratele Beraru, prin cuvântul care Dumnezeu mi l-a vestit prin fratele Beraru, m-a ajutat foarte mult în viața mea spirituală și mi-aduc aminte că una din seri, unul din băiatul meu, a venit acasă și mi-a spus, tata, mi-a spus fratele Nicolae Beraru să merg la el. Și a doua seară am venit aici împreună cu un frate. Iubiții mei, frați și surori, dragi frați, facă Dumnezeu ca biserica în vremea aceasta să aibă asemenea stâlpi în care cei care sunt mai tineri să-și găsească totdeauna un cuvânt în care să întărească inima celor care sunt chemați în urma lor în lucrare. Dumnezeu să le șasa binecuvântare peste dumneavoastră, dragii mei. Eu nu vă cunosc, cunosc doar câțiva din această familie, dar mă rog ca Dumnezeu, nu știu dacă din dumneavoastră sunteți din cei care nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, dacă mai sunteți din cei care nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, eu vreau să vă spun în seara aceasta că Dumnezeu l-a ținut pe fratele Beraru până la anii aceștia ca să se roage pentru voi. Vreau să spun un lucru care a fost în familia noastră. Bunicul nostru a trăit până la, bunicul meu a trăit până la 100 de ani. Aveam un uncheș care o sta cu el și nu era pocăit. În una din nopți visez eu că bunicul, tătuca, așa cum îi spuneam eu, a venit acasă, mă întâlnesc cu el.
pe portiță care ieșea în drum și l-a întrebat: tătucă, de ce ai venit acasă? Și a spus: am vrut să mă întâlnesc cu Vasile să-i spun ceva. Și i-am spus: spune-mi mie. Și el mi-a spus: nu spun, am vrut să-i spun lui. Am insistat eu să-mi spună mie și mi-a spus așa: spune-i lui Vasile că am venit acasă să-i spun să se pocăiască. La 70 de ani, uncheșul meu s-a pocăit. Rugăciunile părinților nu cad niciodată la pământ. De aceea, dragii mei, dacă mai sunteți din familia aceasta, copii, nepoți, strănepoți, care nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, să știți că rugăciunile celor care îi aveți în viață sau celor care sunt trecuți la Domnul, sunt înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să se îndure de fiecare în parte. Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta ne spunea: știm în adevăr că dacă se desface casa aceasta a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mâini, ci este veșnică. Dragii mei, eu în seara aceasta nu aș vrea să vorbesc mult din acest cuvânt, dar aș vrea ca după fiecare virgulă care este aici, dumneavoastră să vă puneți un semn de întrebare. Știm, în adevăr, că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer la Dumnezeu. Eu ar vrea în seara aceasta să mă întreb, să vă întreb și fiecare să ne întrebăm: avem nădejde că avem o casă în cer la Dumnezeu? Că avem o clădire acolo? Mai este în noi nădejdea aceasta, dragii mei? Poate ne-am învățat cu unele lucruri, mergând așa, uitându-ne în stânga, în dreapta, învățându-ne cu lucrurile care sunt în jurul nostru și de multe ori nu mai conștientizăm în primul rând și în primul rând ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu pentru noi a dat ce a avut mai scump, pe singurul Său Fiu, ca să moară, ca să ne răscumpere pe noi, ca să ne aducă pe noi la viață. Apostolul Pavel spunea la cei din Corint: noi știm că casa aceasta noastră se desface. Și nu uit niciodată cuvintele fratelui Costică, care spunea: noi începem să îmbătrânim din ziua de când ne naștem. Eu aș vrea ca fiecare dintre dumneavoastră să vă uitați la fotografiile care le-ați făcut de-a lungul vieții și să vedeți dacă arătați cum arătați astăzi. Dacă arătați cum arătați astăzi și să vă convingeți și să ne convingem că suntem trecători și suntem muritori. Ne stingem și nu ne dăm seama. Inima noastră este nespus de rea și înșelătoare. Ne înșeală până în ziua morții, că n-avem nevoie de Dumnezeu. Dragii mei, doresc ca Dumnezeu în seara aceasta fiecăruia dintre noi să ne vorbească prin cuvântul acesta: am eu o casă în cer la Dumnezeu? Lucrez eu la casa aceasta? Sau m-am învățat să lucrez numai pentru corpul acesta, pentru casa aceasta trupească, care oricum se desface? Astăzi m-a sunat soția și mi-a spus: a plecat din viață o soră tânără la 29 de ani. Eu vreau să te întreb, tu dacă ai 70, cum e casa ta în cer? Dacă Dumnezeu a chemat-o pe acea tânără la 29 de ani și casa ei e gata, a ta la 70, cum e? Cum e? Fiecare snop este strâns la vremea lui. Îi spuneam odată cuiva: niciodată, acum nu se mai face așa agricultură. Nu treier griul și nu se sfecla de zahăr odată, pentru că nu se potrivește. Așa suntem noi.
dragii mei, Dumnezeu să ne ajute să ne conștientizeze în seara aceasta că suntem trecători. Suntem trecători și viața noastră o așteaptă cineva dincolo. Un loc care noi ne-l pregătim. Nu așteptăm să ne-l pregătească alții, nu. Fratele Beraru a luptat, s-a jertfit ca să-și pregătească o casă dincolo. Eu, tu, ce facem? Pentru ce lucrăm? Dumnezeu să se îndure de fiecare dintre noi. Și cuvântul lui Dumnezeu continuă aici și spune: o casă care nu este făcută de mâini, ci este veșnică. Și ascultați cu ce începe versetul 2 și versetul 4. Și gemem chiar în cortul acesta, în versetul 4. Deci gemem, dragii mei, n-am vrea să scăpăm de durere, de geamă, de vait, de pastile, de medicamente, de stresul din jurul nostru, care acum lumea aceasta caută să-l bage în mințile oamenilor. Mă rog în seara aceasta, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să avem ochii ațintiți de către răsplătire și noi și inima noastră să fie legată de casa din ceruri. Dumnezeu să vă dea și să ne dea putere. Amin. Mulțumim Domnului pentru mesajul ce l-am ascultat prin fratele Sorin. Continuăm slujirea din această seară. Corul laudă pe Domnul cu o cântare. Apoi sora Anca Ostafe va continua cu o altă cântare și ne pregătim inimile să ascultăm al Domnului cuvânt prin fratele Iliuță Gherasim și apoi după o altă cântare a corului va avea un mesaj și fratele Costică Șerban. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei ce slujesc. Amin. Yeah.
Te-ai gândit vreodată la viață? Cât de iute trece, fără să-ți dai seama, ea s-a dus. Dar tu poți avea încă o speranță, viața de apoi, speranța veșniciei e Iisus. Se duce viața, se duc și anii, ne apropiem mereu de veșnicii. Se duce viața, se duc și anii, gândește-te atunci unde vei fi. Se duce viața, se duc și anii, ne apropiem mereu de veșnicii. Se duce viața, se duc și anii, gândește-te atunci unde vei fi. Ceasornicul vieții încă bate, clipele se scurg și ritmul vieții se va termina. Gongul de sfârșit curând va bate în fața celui sfânt, la judecata de apoi vom sta. Se duce viața, se duc și anii, ne apropiem mereu de veșnicii. Se duce viața, se duc și anii, gândește-te atunci unde vei fi. Se duce viața, se duc și anii, ne apropiem mereu de veșnicii. Se duce viața, se duc și anii, gândește-te atunci unde vei fi. Să înțelegi aici pe acest pământ, viața trece iute și zboară ca un fulg purtat de vânt. Cât mai trăiești te poți pregăti să întâmpini pe Iisus când pe nor de slavă va veni. Se duce viața, se duc și anii, ne apropiem mereu de veșnicii. Se duce viața, se duc și anii, gândește-te atunci unde vei fi. Se duce viața, se duc și anii, ne apropiem mereu de veșnicii. Se duce viața, se duc și anii, gândește-te atunci unde vei fi. Într-adevăr, se duce viața. Într-adevăr, la Șcheia s-a mai dus o viață și casa aceasta, nu știu în ce măsură, nu cunosc amănunte, dacă s-a mai numit vreodată o casă de jale, dar în seara aceasta se numește o casă de jale, un loc unde familia Beraru stau în jurul sicriului, biserica din Șcheia stau împrejurul casei. Noi cei care l-am cunoscut de la biserica din Sfântul Ilie, unde fratele Nicolae a slujit mult timp, suntem și noi aici într-o îndoliată adunare în plină primăvară, când totul izbucnește la viață, când totul înflorește, când totul crește, constatăm că noi trebuie să ne așternem cândva sub glie și sub pământ. De aceea, recunoscând autoritatea lui Dumnezeu, spunem din toată inima noastră ca binecuvântat să fie Dumnezeu, care hotărăște toate lucrurile
Pe mâna Lui și pe degetul Lui sunt zilele vieții noastre. Binecuvântat să fie singurul Lui Fiu, Domnul Iisus Hristos, că a acceptat să vină în lumea noastră ca să ne facă și pe noi copii al Lui Dumnezeu, ca să ne facă frații Lui și să împartă moștenirea cerului cu noi. Îi slăvim numele Său în veci de veci. Și în seara aceasta, și la prilejurile acestea, și la naștere, și la viața de zi cu zi, și la moarte, deschidem Scripturile, pentru că ele sunt cuvântul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, cuvântul Scripturilor ne vorbea și ne spunea: știm în adevăr. Trăim într-o lume în care adevărul nu se mai spune. Ba unora le place să audă minciuni. Unora le place să spună minciuni. Bă, mai spune o dată, deși știi că e minciună, dar îi place. Cuvântul lui Dumnezeu nu se joacă cu sufletele oamenilor, ci le spune și ne spune fiecăruia adevărul. Pavel vorbește aici în capitolul 5 despre faptul că ei, corintenii, știau împreună cu Pavel niște adevăruri. Deși corintenii erau greci, o cultură strălucită pe vremea aceea, niște oameni care se credeau înțelepții pământului, cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne vorbește că atunci când Pavel, omul lui Dumnezeu dus la un stadion din Atena, le-a vorbit oamenilor acolo despre înviere, spune: ce spui? Ce vorbești? Dă-te jos de acolo, hai să vii altă dată când o să te chemăm noi. Despre asemenea lucruri te vom asculta altă dată. Și puțin din cei ce au ascultat propovăduirea lui Pavel au fost cei care au luat aminte și au devenit creștini. Nu departe era și Corintul. Niște oameni foarte bogați, foarte încrezuți, foarte înțelepți se considerau ei. Și acolo Dumnezeu în Corint a făcut o biserică și un popor care îl iubea pe Dumnezeu. Și Pavel, apostolul, le vorbește despre câteva lucruri și vreau să vă spun ce știau ei într-adevăr corintenii. Și în partea a doua, versetului 2 din același capitol, capitolul 4, spune: ci prin arătarea adevărului ne face vredni să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Pavel le spunea că el le-a arătat adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Și spune despre adevărul acesta: și dacă Evanghelia noastră este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Întotdeauna la propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu vor fi unii care nu vor crede și vor fi unii care vor crede. Aceste adevăruri cuvântului lui Dumnezeu ne spune și ne arată în versetul 6 căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Cuvântul Scripturilor ne spune că Dumnezeu este acela care la un moment dat, pentru omul care îl caută din toată inima, îi luminează mintea și el îl vede pe Domnul Iisus, răscumpărătorul său. Cuvântul lui Dumnezeu ne mai vorbește în același capitol, în versetul 16, și ne spune: de aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Ce vrei să spui, Pavele?
Pavel spune o mare adevăr pe care știința până în zilele noastre nu reușește să-l descopere, și anume că de fapt noi suntem doi. Pe unul vedem când ne uităm în oglindă, îl văd vecinii noștri, cunoscuții noștri, familia noastră și de departe știe că eu sunt Gherasim, celălaltă-i Costică, celălaltă-i Vasile, cealaltă-i Maria. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în lăuntrul nostru mai este o ființă. Care-i deosebirea dintre omul care a murit și cel care trăiește? Care a trecut prin casă, l-ați văzut că fratele Nicolae tot seamănă cu cel de dinainte. Are ochi, are mâini, are picioare, are capul cu creierul în el. Ce-l deosebește? Deosebirea o face omul din lăuntru care a părăsit și a plecat. Cuvântul lui Dumnezeu ne atenționează pe fiecare dintre noi că omul acesta de afară, că chiar dacă omul nostru de afară se trece, adică el se trece, se înmulțesc ani, celulele cele noi nu mai pot să ne înlocuiască pe cele vechi, omul îmbătrânește să se duce pe casa lui veșnică, dar omul nostru din lăuntru, sufletul nostru, este chemat de Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos aici: omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Lucrurile merg invers proporțional. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că omul acesta, și cel de afară și din lăuntru, au parte de întristări ușoare de o clipă, care lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Noi suferim pe pământul acesta, noi avem necazuri, dar necazurile acestea sunt acelea, dacă le băgăm în seamă și dacă facem ceea ce ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu să le facem și să băgăm de seamă, ele lucrează la ceva. Ele ne deschid mintea, ele ne deschid ochii și ne face să vedem lucrurile adevărate pe care noi trebuie să le cunoaștem. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Aici e marea noastră problemă. Noi cu trupul acesta de afară ne uităm la lucrurile care se văd. Să avem o casă, să avem bani mulți, să avem conturi, să fim cineva, să arătăm foarte bine, dar cuvântul lui Dumnezeu ne atenționează și ne spune: aveți grijă de sufletelul vostru. Dacă omul tău și omul meu de afară vrea să mănânce în fiecare zi, omul tău din lăuntru, sufletelul tău, de când nu l-ai mai dus la biserică, de când nu l-ai mai dus la slujirea Domnului, de când nu l-ai mai dus să bea din apele vii ale cuvântului lui Dumnezeu. Căci așa cum trupul nostru dorește și are nevoie de hrană și de apă, și sufletul nostru are nevoie de hrană și de apă, așa cum trupul nostru are nevoie de odihnă, așa și sufletul nostru este chemat de Dumnezeu ca să-i se dea odihnă și el să-l iubească pe Domnul și să se simtă bine în părtășia cu Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne arată în continuare cuvintele pe care fratele Ghiță le-a citit, că sufletul nostru nu are numai casa asta despre care am vorbit, trupul acesta. Pentru că spune în primul verset aici: dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc. Trupul acesta se degradează, se desface, se strică. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că sufletul nostru îi este pregătit de Dumnezeu o altă casă dincolo în împărăția lui Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu ne atrage atenția și ne vorbește despre faptul acesta de cortul nostru trupesc și ne vorbește despre el și ne spune că gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Versetul 4, chiar în cortul acesta deci gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru că ce este muritor în noi să fie înghețit de viață. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și comparația aceasta cu un cort. Trupul nostru e ca un cort, adică e vremelnic. Noi ne facem case. În alte țări, prin Africa, acolo își fac o colibă să nu-i ploie numai pe deasupra. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și ne spune că trupul acesta este pentru o vreme și se degradează și trebuie să plecăm din lumea aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu mai departe ne vorbește și ne spune că trebuie să ne pregătim dincolo la Dumnezeu pentru trupul celălalt, pentru casa cealaltă a sufletului nostru. Sufletul nostru în ziua învierii va primi un trup ca al Domnului Iisus. Apostolul Ioan spune, nu știm ce va fi și cum va fi, dar când se va arăta El, noi vom fi ca El. Ce onoare pe noi muritorii! Sufletele noastre să poată să aibă un trup așa cum are Domnul Iisus, un trup de slavă prin înviere. Când El se mută dincolo și pleacă dincolo să fie un trup de slavă. Dar trupurile acestea de slavă ne arată cuvântul lui Dumnezeu că toți oamenii care au trăit pe pământ și au fost neprihăniți le vor primi odată. Când va veni Domnul Iisus și va învia, vor învia cei morți, când cei ce vor rămâne în viață vor fi înghițiți de nemurire cu trupul acela sfânt peste acesta care este și care moștenește putrezirea, pentru că în împărăția lui Dumnezeu nu poate putrezirea să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Carnea și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne dă speranță și ne dă nădejde că atunci când va veni Domnul Iisus vom fi împreună cu El și ne vom bucura de ceea ce ne va aduce. Așa că să merită să știm că avem un suflet. Oamenii cred și fac o mare confuzie între trup și suflet. Dăm un pahar de apă rece că sufletul meu este însetat. Dar de fapt trupul nostru este însetat. Dăm un pahar de cuvântul lui Dumnezeu, că sufletul meu este însetat. Și cuvântul acesta ne cheamă și ne spune că trăim pe pământul acesta într-o casă vremelnică care este trupul acesta și unii trebuie să-l părăsească încă din tinereții, alții la o vârstă foarte frumoasă, cum a avut-o fratele Nicolae, alții într-un fel și alții într-altul, dar oricum, adevărul e. Și diavolul nu mai poate minți pe oameni cum ne-au mințit pe cei doi în grădina Edenului. Negreșit n-o să muriți, negreșit n-o să muriți. Nu mă luați din pom ca să cunoașteți binele și răul. Cuvântul lui Dumnezeu vine și în vremea aceasta ne vorbește că diavolul folosește alte strategii și alte lucruri și zice, ești tânără, trăiește viața, lasă pocăința și întoarcerea la Dumnezeu și avea grijă de suflet atunci, înaintea morții. Și oamenii sunt induși în eroare și cuvântul lui Dumnezeu ne atenționează în seara aceasta pentru toți care auzim cuvântul lui Dumnezeu să avem grijă că aici în lăuntrul nostru este sufletul nostru. Pe acela doare, acela plânge, acela simte, acela iubește copiii, acela face atâtea lucruri și are atâtea simțăminte și când el pleacă cu toate acestea dincolo.
și o fereastră se deschide în Luca 16 ca omul să poată vedea, păi, ce-i dincolo după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Și acolo a ajuns un bogat și un sărac care stătea la curtea lui și la intrarea porților lui. Și acolo el discută cu șeful raiului, bogatul discută cu șeful raiului, care era Avraam. Și vedem că acolo el vede, el judecă, el cunoaște, dar mișcările lui sunt limitate. Nu se poate duce și să se mute dincolo în sânul lui Avraam, ci unii și-o pregăti de pe pământul acesta, acolo ajunge. Fie ca îndurarea Domnului să fie peste această familie, fie ca cei care s-au pornit din străinătate, copiii să poată ajunge la această lucrare și Domnul să mângâie biserica din Șcheia cu mângâierile Lui, pentru că mângâierile noastre sunt prea slabe și prea sărace. În numele Domnului Iisus mă rog pentru aceasta. Amin. Fel ca și frații antevorbitori, doresc și eu să-L binecuvintez pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. Mă rog și doresc mult ca Dumnezeu să binecuvinteze familia Beraru, Dumnezeu să binecuvinteze biserica de la Șcheia, pe toți slujitorii din biserica locală, corul care cântă așa frumos, pe toți cei care, în felul care slujesc lui Dumnezeu.
Suntem aici pentru că Dumnezeu a hotărât să cheme acasă pe fratele Nicolae. Câtva timp în urmă am trecut pe la el, m-am uitat la el cu luarea mintii, la fața lui și am zis așa, cum mai zicem noi câteodată, puțin în glumă, să frate Nicolae, arăți bine, parcă ești mai tânăr decât mine. Și el a zâmbit. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru el. Slavă. Pentru mine personal a fost o vreme un părinte spiritual. M-am împăcat bine cu el, chiar dacă am trecut și prin probleme, prin necazuri. Dumnezeu să o întărească pe sora Eliana și copiii ei și Dumnezeu să ajute întreaga familie să calce pe urmele pe care a mers soțul și tatăl lor. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți ca să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu și fiecare dintre noi să ne gândim, așa cum se spunea prin cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, că aici pe pământ suntem trecători. 98 de ani. Poate fiecare dintre noi socotim după vârsta care o avem, zice, mă, eu mai am. Dar nu știm niciunul. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi și mulțumim lui Dumnezeu pentru zilele care ne le-a dăruit până aici. Și dacă Domnul va îngădui să ne mai dea zile, să ne bucurăm aici pe pământ împreună cu familiile noastre, cu prietenii, cu frații, cu surorile noastre, îi mulțumim lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu va hotărâi, așa cum se spunea prin cuvântul Domnului, să se desfacă casa aceasta pământească, Dumnezeu să ne ajute pe toți să avem în sufletul nostru nădejde. Nădejdea aceasta că, cu adevărat, avem în cer, nu un cort. Aici cuvântul spune că avem acolo o clădire în cer, o casă care nu e făcută de mâna omenească, ce spune cuvântul aici, că este cu veșnică. Cortul, oricât de bine s-ar ținea el, este vremelnic. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că El a rânduit cât să călătorim aici pe pământ. Pentru vremelnicia aceasta îi mulțumim lui. Dar în sufletul nostru dorim și îl rugăm mult pe Dumnezeu să ne ajute să ne bucurăm de clădirea care iese dincolo făcută de El pentru cei care l-au ascultat pe El. M-am uitat peste pasajul citit în seara aceasta de fratele Ghițu, de fratele Iruță și m-am gândit așa, ce cuvânt frumos! Apostolul Pavel spune în pasajul acesta și fratele Iruță amintea că el se confrunta și nu spune că doar sunt ale lui, ci ale noastre, spune el, se referă la biserica de la Corint, întristări ușoare de o clipă. Și m-am gândit așa, la ce se referă el când vorbește de întristări ușoare, da? Ușoare și de o clipă. Și m-am uitat și am citit aici, ascultați, spune el în pasajul, în capitolul 4 mai sus, suntem încolțiți în toate chipurile, în grea cumpănă, prigoniți, trântiți jos. Și apoi tot în această epistolă spune el, de 5 ori am căpătat 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele.
Odată am fost împroșcat cu pietre și continuă spunând alte necazuri și dureri prin care a trecut el. Și aici spune apostolul, între stări ușoare și de o clipă. Eu n-am fost bătut niciodată cu el, nici împroșcat cu pietre. Nu știu, poate cineva de aici o fi fost, dar m-am gândit să fii împroșcat cu pietre, vă aduceți aminte, au crezut că e mort și l-au dus afară din cetate. Să fii bătut cu nuiele de 5 ori, nu odată. Și să spui la toate acestea că sunt întristări ușoare de o clipă. Cine i-a dat puterea aceasta lui Pavel să vorbească în felul acesta? Tot el spune aici, faptul că el nu se uita la ceea ce vedeau ochii, ci prin credință privea la lucrurile care nu se văd. Doamne, ajută-ne și pe noi cei din vremea aceasta. Frați și sorori, de multe ori nu mă refer la dumneavoastră. Mă refer la mine. Și poate dacă mai este cineva în situația aceasta, dacă cineva ne spune un cuvânt, dacă cineva face un gest față de noi, ce mult suntem afectați și ce mult ni se întristează inima în noi. Și doar nu pierdem nimic. Nu suferim mai deloc. Și totuși, nu privim lucrurile acestea ca niște întristări ușoare, de o clipă. Poate Dumnezeu îngăduie să fim puși la încercare pentru un timp scurt. Doamne, ai milă de noi! Oare asta nu ne spune nouă că eu, poate și dintre dumneavoastră cineva, ne uităm prea puțin prin credință la lucrurile care nu se văd? Și în sufletul nostru nu avem acea nădejde care trebuie să o avem totdeauna, că lucrurile acestea vremelnice, trecătoare, aparțin corpului acestuia care se va desface curând. Dar toate acestea, dacă le acceptăm cu dragoste în numele Domnului Iisus Hristos și dacă prin credință în El rămânem liniștiți, toate lucrurile acestea sunt folosite pentru ca să fie zidită clădirea cea din cer, casa veșnică. Dumnezeu să ne ajute să putem înțelege lucrul acesta. Păi m-am gândit, în capitolul care se citit este aici un verset atât de frumos, care spune așa, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Adică, pe Domnul Iisus Hristos, care n-a cunoscut niciun păcat, Tatăl, Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi. Și El, când a murit pe crucea din Golgota, n-a murit pentru că El a fost vinovat, ci pentru că a luat păcatul meu și al tău asupra Lui. Și El a murit pentru noi. Și ce frumos spune cuvântul, ca noi să fim socotiți, neprihăniți, prin credința în El, care este darul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să credem din toată inima și să primim harul acesta atât de minunat al lui Dumnezeu. Și în vreme de acum, fiecare dintre noi, să ne socotim cu adevărat neprihăniți și să umblăm cu adevărat în neprihănire. Pentru că astfel, din nou repet, vom contribui și vom lucra împreună la zidirea clădirii din cer. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. El s-a făcut păcat și a murit pentru noi. Și Apostolul Pavel
spunea despre lucrurile acestea care s-au petrecut în viața lui și care i-a adus atâta durere, ceea ce lui îi dădea nădejde, bucurie în suflet, ci îi dădea puterea să privească toate lucrurile ca pe ceva trecător. Și spune Apostolul Pavel, știm că cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună în slavă. Ce har minunat! Știm lucrul acesta. Știm. Fratele Nicolae Beraru a adormit împreună în Hristos. Dar știm, spune aici Apostolul Pavel, că El și că noi care vom adormi la rândul nostru vom învia împreună cu Hristos. Ce har minunat! Faptul acesta pe care îl prezintă Apostolul Pavel aici în versetul 14 din capitolul 4, pentru că știm lucrul acesta, că acela care l-a înviat pe Hristos ne va învia și pe noi și ne vom înfățișa împreună în slavă. Lucrul acesta ne dă puterea, ajutorul să nu cădem de oboseală. Doamne, ajută-ne! Îți mulțumim pentru că Tu l-ai dat pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru noi. Pe Cel care n-a cunoscut niciun păcat, L-ai făcut păcat pentru noi. Pe noi ne-ai socotit, neprihăniți prin moartea și învierea Lui. L-ai înviat pe El, L-ai înălțat în slavă, dar ne-ai promis prin cuvântul Tău că Tu care L-ai înviat pe Fiul Tău, pe Domnul Iisus Hristos, ne vei învia și pe noi. Nu va sta veșnic în mormânt. Frate Nicolae a avut o viață frumoasă, ca mulți alți copii al lui Dumnezeu. O viață de slujitor, predată lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și pe noi să ne gândim la lucrul acesta și să știm și noi, să avem în sufletul nostru nădejdea aceasta care ne dă puterea să trăim frumos ca și copii ai lui Dumnezeu în vremea de acum. Și lucrul acesta cu atât mai mult trebuie să-l facem, întrucât, spunea Apostolul Pavel în finalul pasajului citit, căci trebuie fiecare dintre noi să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Dumnezeu vorbește aici despre judecata care se va face ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Fac o paranteză mică. Binele sau răul pe care l-am făcut câtă vreme am trăit în trup. Două lucruri care sunt recente petrecute. Cineva mi-a spus, treceam zilnic aproape printr-o zonă unde erau mulți oameni săraci dintre ăștia refuzați de societate, care dorm pe sub balcoane, printr-o zonă așa mai puțin plăcută. Și totdeauna obișnuiam să am ceva în buzunar. Cel care întindea mâna să-i dau ceva în mână. Și spunea persoana respectivă că într-o dimineață am luat de acasă ceea ce am găsit prin bucătărie. Nu ceva foarte bun, ceva așa. Imaginați ce găsești dimineața în bucătărie. Și zice că am trecut din întâmplare printr-o altă zonă, nu prin zona obișnuită. Și mă gândeam în mintea mea, ajung la capătul drumului și mă duc cu pachetelul ăsta fără să-l dau nimănui. Și în momentul când m-am gândit, în fața mea o persoană se arată, trăgea un cărucior la ora aceea de dimineață, după el, cu ceva povoară în cărucior. L-am văzut că e un om năcăjit,
m-am apropiat de el și am zis, pot să-ți dau un pachetel în numele Domnului. Și persoana respectivă s-a bucurat, l-a primit cu bucurie și în momentul când m-am întors la stânga să-mi continui drumul, am primit o dorință în inimă să-i mai dau și niște bani. Și m-am întors, a durat fracțiuni de secunde, 2-3 secunde, să zic. Și când m-am întors, n-am mai văzut persoana respectivă căruia i-am dat pachetelul. Și atunci am gândit și m-am fermentat în mintea mea un pachetel care conținea ceea ce am găsit dimineața în bucătărie la o persoană pe care a dispărut din ochii mei. Nu știu ce a fost. Nu știu de ce a rânduit Dumnezeu asta, dar conștiința îmi spune, dă ce ai mai bun. Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, conștienți că vom merge înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Să facem binele, dar să fie făcut bine. Și să ne ferim să facem rău, pentru că atunci să putem primi o răsplată de la Domnul. Și al doilea lucru, mi s-a întâmplat mie astăzi. Mi-a părut rău, un moment din neveghere. Stam pe o bancă și așteptam în mijloc de transport. Și a venit un om, am avut o experiență în trecut care m-am păcălit și am zis, nu mă păcălesc și de data asta. Și am lăsat persoana respectivă să treacă fără să bag mâna în urmă. N-am băgat, l-am iat. Și am văzut o persoană care a fugit spre el, nu era păcălit persoana respectivă. A scos din buzunar o sumă de bani mai mărișoară decât puteam eu să-i dau. Și am pus capul în jos pe banca pe care stam și a spus, Doamne, te rog să mă ierți. Eu sunt pocăit și am avut o inimă închisă astăzi. Și o persoană care poate nici nu l-a auzit despre mântuire a făcut bine acestei persoane. Frații și surori, Dumnezeu să ne ajute să folosim orice moment din viață când Dumnezeu vrea să ne folosească pentru binele altora. Ca nu cumva, cum vorbesc despre mine, e vremelnic, Domnul să aibă milă, dar nu cumva atunci să ne pară rău că în timpul vieții noastre pământești n-am făcut bine atunci când trebuia să facem binele. Dumnezeu să aibă milă de noi. Și Dumnezeu să ne dea puterea aceasta să credem din toată inima că Domnul Iisus Hristos, în dragostea Lui, cu care ne-a iubit, s-a dat pe sine, s-a făcut păcat Fiul lui Dumnezeu. În El n-a fost. El n-a făcut niciun păcat, dar a luat păcatul nostru asupra Lui și a murit pentru noi. Și ce bucurie! Cel care l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos, încă și astăzi se mai spune printre oameni, și noi mai spunem, Hristos a înviat. Cel ce l-a înviat pe Hristos, ne va învia și pe noi. Doamne, ai milă de noi! Dar să nu uităm că toți cei credincioși, spune aici cuvântul, va trebui să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Să trăim ca oameni conștienți și ceea ce facem, să facem cu toată inima. Să facem cu o inimă curată, să facem ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni și Dumnezeu să ne ajute să umblăm în așa fel în viața aceasta trecătoare, nu pentru că noi merităm, dar prin îndurarea lui Dumnezeu. Slavă Lui! Amen. Să putem primi o răsplată veșnică. Amen. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Dumnezeu să vă binecuvinteze, sora Ileana. Și Dumnezeu să-ți dea putere, cât El va rânduit să mai călătoriți. Călătoriți cu bucurie, că Domnul vă iubește. Amen. Dumnezeu să binecuvinteze întreaga familie Berară. Și Dumnezeu să ne ajute împreună cu toți să-L slujim pe El.
conștienți că vom ajunge înaintea Lui împreună cu El. Amin. Amin. Cred că este potrivit acum să cântăm împreună spre slava Domnului o cântare cunoscută. Numai odată tu trăiești și cui ai vrea ca să-i slujești? Numai o inimă tu ai și cui ai vrea să-i o predai? O, de-ai slujitul lui Iisus și inima să o îndrepți în sus. Iisus ar fi stăpânul tău, iar tu ai fi copilul său. Haideți să cântăm această cântare. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, cei ce sunt în vârstă, poate au anumite neputințe în trupurile lor, puteți să rămâneți așezați, dar cei ce putem să stăm ridicați, să rămânem înaintea Domnului, cântăm din această cântare, apoi după această cântare, fratele Mircea Roșca din partea bisericii, Elin de Șcheia, aduce un cuvânt de mângâiere și apoi după el, fratele Florin Berar, unul dintre copii, slujitor și el în biserica din Șcheia, va aduce mulțumire celor care au fost prezenți alături de ei în această seară. Să cântăm împreună. Aș dori și eu să mă alătur fraților care au vorbit înaintea mea și aș dori ca Dumnezeu, care este Dumnezeul oricărei învieri, să vă mângâie în seara aceasta. Dumnezeu să o binecuvinteze pe sora care a rămas singură și aș dori ca Dumnezeu, care vede toate lucrurile, să vă întărească în momentul acesta și să vă binecuvinteze. Aș dori să am doar câteva cuvinte de încurajare. Mă gândeam la o vârstă atât de frumoasă pe care a trăit-o fratele Nicolae,
și m-am dus cu gândul la un cuvânt al lui Dumnezeu care spune în Psalmul 91, un cuvânt frumos, care aș dori ca Dumnezeu să-L împlinească și în viața noastră. Și aș dori ca Dumnezeu să ne ajute și noi să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Versetul 14 din Psalmul 91. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi. Îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Doamne, îți mulțumim că ai împlinit în dreptul fratelui Nicolae versetele acestea. Și aș dori ca Dumnezeu să le împlinească și în viața noastră, dar mai mult ca atât aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să-L iubim și noi pe Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care s-a citit în seara aceasta spune atât de frumos în a doua Corinteni, cuvântul lui Dumnezeu vine și spune fiecare, pentru fiecare dintre noi și ne întreabă dacă avem o casă în ceruri sau nu avem o casă în ceruri. Frații spuneau, știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și Domnul Iisus spunea în Ioan capitolul 14, venea și îmbărbăta ucenicii și le spunea atât de frumos, să nu vi se tulbure inima în necaz. Poate în momente când nu știi ce să crezi, spune, să nu ți se tulbure inima. Aveți o credință în Dumnezeu, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți, și voi, Doamne, îți mulțumim pentru lucrul acesta. Acum întrebarea se pune pentru fiecare dintre noi. Avem credința aceasta în noi că avem o casă la Tatăl? Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Vine mai departe cuvântul Domnului și arată omul care are o casă, are credință că are o casă la Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 15. Tot din capitolul 5. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Omul care are credință în Dumnezeu și care are credință, care o casă veșnică, este omul care trăiește pentru Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Spune cuvântul Domnului că noi, copii al lui Dumnezeu, fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Vine cuvântul Domnului și spune mai departe, omul care are o casă în ceruri, da ce spune? Are următorul lucru, așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Omul care are o casă în ceruri, omul care trăiește pentru Dumnezeu, este omul care nu mai trăiește în felul lumii, ci este omul care a murit față de lume și trăiește pentru Dumnezeu. Și spune versetul 17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Doamne, îți mulțumim pentru lucrul acesta. Vine cuvântul Domnului în Efeseni, mai citesc câteva versete și apoi mă voi apropia de încheiere. Uitați, omul care are o casă în ceruri, omul care trăiește pentru Dumnezeu, omul care nu mai trăiește în felul lumii, uitați ce a căpătat de la Dumnezeu. Versetul 4 din a doua Efeseni. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre,
ne-a dus la viață împreună cu Hristos și vine și spune, prin har suntem mântuiți. Și vine și spune tot Apostolul Pavel, nu prin fapte să se laude nimeni, ci este harul și îndurarea lui Dumnezeu, jertfa fără merit pentru fiecare dintre noi. Și acum fiecare după ce a primit jertfa aceasta, după ce a fost adus la viață cu Dumnezeu, uitați ce spune cuvântul Domnului, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin Har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul Lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Doamne, îți mulțumim pentru Harul Tău, îți mulțumim pentru îndurarea Ta și eu aș dori în seara aceasta fiecare dintre noi să se întrebe, avem o casă veșnică la Dumnezeu? Dacă nu avem o casă veșnică, haideți să înțelegem că încă cât mai suntem noi în viață, mai putem să ne facem rost de o casă care este în ceruri și să spune aici, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin harul lui Dumnezeu, prin bunătatea lui Dumnezeu. Și aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Aș dori ca Dumnezeu să binecuvinteze familia Berar. Aș dori ca Dumnezeu să o binecuvinteze pe sora Iliana. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste ea, peste copiii ei, peste nepoții ei. Și aș dori ca Dumnezeu în ceasul cel greu care este acum, în ceasul durerii, să fie o lumină prin Duhul Său cel Sfânt. Mă gândeam, atâția ani împreună, amintiri frumoase. Este adevărat că moartea ne desparte, dar nu ne desparte pentru totdeauna, pentru că Dumnezeu ne-a înfrățit, ne-a făcut copii ai Săi și spune cuvântul lui Dumnezeu că a pus ceva deosebit în noi. A pus arpuna Duhului Său cel Sfânt. A pus pecetea mântuirii care într-o zi, Dumnezeu ne va binecuvânta pentru că avem Duhul lui Dumnezeu în noi și vom fi, spune cuvântul Domnului, totdeauna cu Domnul. Doamne, ajută-ne! Amin! Amin. Deși mi este foarte greu. Azi, dragi frați și surori, dragii mei care sunteți prezenți în seara aceasta alături de noi, să binecuvintez pe Domnul în orice vreme, așa cum a spus psalmistul. Și în asemenea situație, eu vreau să-i mulțumesc Domnul de favoarea care ne-a acordat-o nouă, celor cu familie. Până la vârsta aceasta, El a lăsat pe Tatăl să fie pentru noi un îndrumător, să fie un mijlocitor. Și în seara aceasta, și în ziua aceasta, Dumnezeu a hotărât altfel. Pentru că e suveran și bătărește El cum vrea El. Astăzi am gustat și noi și vedem cât de fierbinți sunt lacrimile de despărțire. Am fost alături de multe familii, am fost alături de mulți care au petrecut pe cei dragi în familie. Dar de-abia astăzi putem experimenta și noi că Dumnezeu a hotărât așa. Vrem să-i mulțumim Domnului pentru ceea ce face El, face bine și la timpul potrivit. Seara aceasta aș vrea să aduc cuvinte de mulțumire din partea familiei, tuturor celor prezenți aici. Ați dovedit dragostea fiind alături de noi. Ne-ați înconjurat cu iubirea dumneavoastră și ne-ați înjumătățit durerea din inima noastră prin prezența dumneavoastră aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă răsplătească tuturor. Aș vrea să mulțumesc corului care a cântat laudele Domnului. Aș vrea să mulțumesc fraților slujitori din Biserica din Sfântul Ilie, care s-au pus la dispoziția Domnului și au slujit aici. Dumnezeu să răsplătească ostenia la fiecăruia. Dumnezeu să vă binecuvinteze și aș dori și în ziua de mâine, dacă veți avea dragostea aceasta, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să fiți alături de noi în continuare. Dumnezeu să fie slăvit în toate. Numele Domnului să fie binecuvântat astăzi și mâine și în veci. Amin. Consider că este momentul potrivit să aducem mulțumire Domnului pentru această seară de priveghi.
Unii ne-au urmărit de departe, fratele John, fratele Cristi și sora Lidia, împreună cu familiile lor de peste ocean, chiar dacă sunt departe de familie, sunt și ei întristați, simt profund durerea despărțirii. Dumnezeu să-i mângâie și să-i binecuvinteze. Dumnezeu să-i mângâie pe cei ce varsă lacrimi aici și dorim ca Domnul să așeze în inimile voastre pe deplin speranța revederii la celelalte țărmuri, unde nu vom mai plânge niciodată. E adevărat, fratele Nicolae lasă un gol imens în inimile noastre, în biserica din Șcheia, în biserica din Sfântul Ilie, îl vom purta în gând, în conștiință și în merit. Dar să nu uităm, dragi creștini, indiferent de confesiunea religioasă, am fost chemați prin Evanghelie în această seară să ne pregătim pentru casa din cer și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Pentru că vrem sau nu vrem, casa pământească a cortului trupesc se desface. Cât de mult am vrea să o ținem la oaltă, vine vremea când se desface. Ce n-ar fi dat familia Berar să-l mai țină pe tata, pe bunicul între ei? Am mai fi vrut și noi, ne-am obișnuit cu fratele Nicolae. Chiar dacă a avut o vârstă înaintată, așa am avut o plăcere deosebită să fie printre noi. Se desface casa asta a cortului trupesc. De câte ori am venit în această familie, au mai fost situații când fratele Nicolae a fost slăbit așa, datorită vârstei, anumitor complicații medicale. Întotdeauna familia a încercat să facă ceva pentru el, să țină la oaltă casa asta. În mod special, vrem să mulțumim copiilor pentru tot sacrificiul ce l-ați făcut. Fiicei Geta, care îmi spunea Florin de fiecare dată când o sunam și spuneam că tata e bolnav, ea a fost prezentă și a fost lângă patul lui, să mai facă ceva. Acum tata a plecat. Dragi copii, nu uitați, ați avut un tată model. Un tată care s-a rugat pentru voi, un tată care a scris un drum frumos în pocăință. Dumnezeu să vă ajute să-i urmați exemplu. Și aș vrea să vă spun ceva în seara aceasta. Să știți, după ce ne pleacă părinții, între noi și ei nu mai este nimeni. Urmăm la rând să ne pregătim pentru casa din cer. Dragi creștini, iubiți vecini ai familiei Berar, noi nu ne pregătim casa din cer printr-o religie. Noi ne pregătim casa din cer prin credința în Iisus cel înviat din morți, prin credința în jertfa Lui și ați auzit, dragii mei, fapte bune pe care să le facem în credință. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Așa cum spuneau frații aici, a înviat Hristos, vom învia și noi. A rămas mormântul lui gol, vor fi și mormintele noastre goale. Lăudat să fie Iisus Hristos cel înviat. Vă invit să ne ridicăm și pentru că toți suntem creștini și știm o rugăciune care o rostim în bisericile noastre, rugăciunea Tatăl nostru, vândem cu capetele plecate să rostim această rugăciune și apoi când rugăciunea aceasta se va termina, prin fratele Săvel, individual, mulțumim Domnului pentru toată slujba din această seară. Amin. Suntem la rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Ce ai rânduit să fim astăzi în casa de jale, în familia Peraru. Îți mulțumim că cine ai păstrat cu viață pe fiecare dintre noi și în locul acesta ne putem reseta, ne putem aduce aminte că suntem străini, că suntem călători pe pământul acesta și să ne facem mai buni. Ajută-ne la lucrul acesta.
Mă rog să binecuvintez această familie întristată, Doamne, și să transform, să schimbi întristarea lor în bucurie. Amin. Mă rog, Tatăl nostru care locuiești în ceruri în această seară, dacă fratele Nicolae e un slujitor obosit, istovit de puterea plecat și a sfârșit călătoria și a terminat alergarea pe pământul acesta, mă rog să mai scoți la șcheia, să mai ridici lucrători, Doamne. Se împuținează lucrătorii și ogorul și via ta sunt și este atât de mult de lucru, te rog, Doamne, ridică în vremea aceasta lucrătorii în ogorul tău. Mă rog în seara aceasta să binecuvintezi frații care au slujit într-un fel sau altul, să binecuvintezi corul care te-a lăudat pe tine, Doamne. Mă rog să binecuvintezi musavirii, să binecuvintezi oaspeții, prietenii care încă nu au încheiat legământ cu tine și aș vrea să faci un lucru, să faci ca acest cuvânt care a fost rostit, vestit în această după-amiază, să aibă efect, să aducă roadă, să aducă mântuire, Doamne. Credem din toată inima și îți mulțumim că ne asculți rugăciunea. Toate aceste lucruri te-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați doar pentru câteva momente. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru ajutorul ce ne l-a dat în această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor ce ați fost prezenți, fraților, surorilor din Biserica din Șcheia, fraților și surorilor din Biserica din Sfântul Ilie, vecinilor, celor care sunteți apropiați de familia Beraru, mulțumim celor care ați venit de aproape, celor care ați venit de departe. Am văzut pe fratele Roșca de la Burdujeni, pe fratele Ciobâcă de la Prâtești, pe fratele Șalar care vine din Germania. Dumnezeu să vă răsplătească, să vă binecuvinteze. Domnul să binecuvinteze vecinii care sunt aproape aici, pe domnul Ion, care de atâtea ori l-am găsit în casa fratelui Nicolae. Ei s-au rugat împreună, fratele Nicolae a vestit Evanghelia. Dumnezeu să mântuiască strada aceasta. Dumnezeu să mântuiască localitatea Șcheia. Și prin aceste seri de priveghi și prin slujba de înmormântare a fratelui Nicolae Berar, eu doresc ca Domnul să mai scrie nume în cartea vieții. Dumnezeu să mântuiască națiunea română, țara noastră. Și să ne încredem doar în Dumnezeu, că doar El, prin Iisus Hristos, ne dă mântuirea. Amin. Mâine seară vom avea din nou o seară de priveghi în Biserica Elim din Șcheia. Sicriul va fi așezat acolo cu trupul neînsuflețit. Vă așteptăm cu toată dragostea să fiți împreună cu noi și mai mult decât vă așteptăm noi, vă așteaptă Dumnezeu. Fiți binecuvântați de Domnul. Vom continua să lăudăm pe Domnul cu o cântare, cei care doriți să mai vedeți trupul neînsuflețit a celui ce a fost fratele Nicolae Berar, puteți să faceți lucrul acesta și apoi în liniște ne vom retrage la casele noastre. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Să
Haideți, frate, haideți cu serviciu. Nu știu cum, 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 nu